Bună tuturor! Ana sunt împreună cu oribilul meu păr. Astăzi vom face un machiaj, după cum se vede, pe nuanțe de maro. Până și unghiile le-am maro. Oja este o ojă primită cadou. Este de la Maybelline și se numește Milk Chocolate. Un singur lucru vreau să precizez înainte. Data trecută am spus ceva greșit și anume faptul că un produs, corectorul acesta ar fi de la Bruno Vasari. Nu știu de ce rămăsesem în cap cu chestia asta. M-am uitat mai bine pe el și este de la Provizin Pro. Nu știu sigur cum se pronunță Vizin Pro sau Vizain Pro. Oricum ar fi, acesta este firma. Cred că au și site la noi. De asemenea, ceva asemănător puteți găsi și la Parisax. Cred că Parisax are site parisax.ro sau ceva de genul ăsta. Puteți să căutați produse Parisax, sunt foarte ok. Acestea fiind spuse, să trecem la treabă. Astăzi m-am gândit să fac un look de seară, un machiaj de seară cu maro și auriu. Să vedem acum ce o să iasă. Mai întâi vom aplica fond de ten. Voi folosi un fond de ten de la Avon sub formă de spumă în nuanța nude. El este așa, la borcanel. Este un fond de ten cu un aspect mat, un finish mat. Eu încerc să folosesc și produse la care să aibă acces toată lumea. Deși în ziua de astăzi oricum se găsesc de toate. Dar cel puțin ca preț să poată fi cumpărate de către oricine. Cum sunt și produse de la Avon, produse de la Oriflame, nu știu, Maybelline, L'Oreal. Mă gândesc la produse care să fie accesibile tuturor. Să pierdem ușor fondul de ten și pe gât, întotdeauna. Ne mai uităm puțin și într-o oglindă mare. Vai, ce păr am! Nu știu cum să-l mai aranjez, că nu-mi place niciun fel. Oricum l-aș așeza, nu-mi place. Așa că îl las cum o vrea el să stea. Mai departe, ce facem? Aplicăm corector în zona cearcănelor. Voi veni și cu puțină pudră și doar cu ce mai am pe pensulă și în rest, pentru că, așa cum am zis, este un fond de ten cu un finish mat. Și doar dacă vrem revenim cu pudră. Voi folosi pudra translucidă de la Oriflame, aceea pe care v-am mai arătat-o. Dacă vreți, puteți folosi și primer pentru ochi. Eu nu o să folosesc.
Ok. Zic mereu, ok, ok. Sper să nu vă enerveze foarte tare. Apoi, în zona, la machiajul ochilor, mai întâi vom curăța puțin sprâncenele. Se vede diferența între asta curățată și cealaltă? Sper să se vadă. Am machiat deja un ochi, iar acum îl vom machia și pe celălalt. Vom folosi un maro mai puțin sidefat și aproape de nuanța pielii, puțin mai închis. Și îl vom aplica în pliu. Îl vom aplica în pliu și îl vom estompa în sus către sprânceană. Nu am mai folosit de ceva timp paleta asta. Fardurile astea sunt foarte moi, foarte ușor de luat din recipient. Deci trebuie avută grijă să nu las foarte mult. Apoi cu un alb, gălbui, cu puțin sidef, îl vom estompa, vom lumina arcada și vom estompa ceea ce am aplicat deja până acum. Cu o pensulă pencil vom lumina colțul intern folosind același alb gălbui. Iar apoi cu o pensulă mai plată vom aplica acest galben sidefat în continuarea albului gălbui. Folosim o pensulă mai plată pentru că blenderul nu ne-ar ajuta aici. Trebuie puțin presat fiind un fard cu o textură mai cremoasă, trebuie apăsat pentru a-l aplica. Iar acest lucru nu-l poți face cu o pensulă mai pufoasă, cu un blender. Apoi vom lua un auriu cu aceeași pensulă și vom aplica pe centrul pleoapei, întinzând ușor către exterior și blenduind cu galbenul de mai devreme. Iar în colțul extern voi aplica un maro mai închis de genul ăsta. La fel, întinzându-l către centru, pierzând un pic culoarea. Dar fără să intrăm foarte mult peste auriu. Apoi cu blenderul vom lua un maro puțin mai închis decât cel de mai devreme,
pe care l-am aplicat în pliu, ce anume acesta. Și vom accentua doar în pliu, fără să mai urcăm foarte mult cu el. Eventual, dacă vrem să oferim puțină rotunjime, și eu am și unde am spațiu suficient, putem să mai urcăm puțin cu culoarea, cu nuanța asta mai închisă. Iar apoi în pliu vom lua un negru cu o pensulă, pencil brush, adică ne va păstra doar în pliu foarte puțin în colțul extern, doar cât să ne ofere acel aspect de ochi migdalat pe care și-l dorește toată lumea, care este ochiul, așa zis, ideal. Culoarea negru, fiind foarte puternică, pigmentată în general, este bine să o aplicăm gradual și să avem la îndemână și un blender care să-i stompăm tot timpul marginile. Este foarte ușor, cu negru fiind atât de închis, să creez o pată, ceea ce nu este de dorit. Vreau să fie închis, să aibă intensitate și profunzime acest colț. Putem să mai venim pe marginea lui cu puțin maro. Să avem grijă să simetrizăm ochii. Deci mai tragem cu ochiul și în partea cealaltă. Apoi pe partea de jos vom aplica același maro mai închis pe care l-am aplicat în plin, pe care îl vom duce până spre albul gălbui din colțul intern. Și foarte puțin negru în colțul extern. Apoi vom veni cu un creion, un eyeliner negru. Eu voi folosi un eyeliner de la Oriflame Smooth Definer. Este un creion foarte pigmentat și foarte moale, pe care îl voi aplica pe conjunctivă, atât inferioară cât și superioară. După care venim cu un eyeliner, un tuș, un eyeliner stilo de la Oriflame și vom contura pleapa superioară fără a prelungi foarte mult în exterior. Am aplicat eyelinerul, tușul, apoi vom trece la mascara. Vom aplica o mascara de la Oriflame, de FX. Mai întâi pensula mai groasă.
Apoi pensula mai subțire, mai puțin încărcată de produs. Cam asta a fost machiajul ochilor. Vom trece apoi la restul feței. Voi aplica pentru accentuarea pomeților, voi aplica pudra teracotă. Voi folosi o pensulă unghiulară, aceasta este de la Froline. Pudra teracotă este de la Oriflame. Mai puțin și în spate ca să am acea privire de ansamblu. Am accentuat puțin pomeții. La fel procedăm și în partea cealaltă. Nu vreau să intru, dacă doriți să sculptați, să vă faceți niște pomeți foarte sculptați, puteți să intrați și mai în interior. Eu prefer să rămân aici pentru că eu de fel nu prea am pomeți. Apoi, ca și blush, voi folosi un blush de la Oriflame, Glowing Peach se numește. Și găsesc, l-am găsit. Mie îmi place foarte mult cum arată. Pe care îl voi aplica direct pe pomeți, pe mărul pometelui. Și îl voi amesteca puțin cu pudra teracotă pe care am aplicat-o mai devreme. Așa. Dar ne mai aranjăm puțin oribilul păr. Trebuie să mă tund. Cred! Să nu vă uitați aici, este fard. Nu sunt bunătă. Cred că până la urmă n-am decât să mă tund, că nu am ce să mai tund, nu știu ce să-i tund, dar îl tund. Ceva trebuie să-i fac. Mă gândeam să mă tund singură. Credeți că o să-mi iasă? Ok, o să înlocuiesc ok cu bine. Este bine? Bine! Trecem la buze. Buzele le voi da doar cu un gloss. Glossul este de la Avon Extra Lasting. Și nuanța este Lingering Plum. Lingering. Așa se pronunță? Lingering, cred. Lingering Plum. Ajutați-mă. Acesta a fost și glossul. Din păcate este un pic este un pic cam lipicios. Din nou voi încerca să fac cu șervețele. Să iau surplusul acela care cauzează senzația asta de lipicios. Ok, s-a mai stompat puțin și culoarea, care pentru mine este de dorit. Cam acesta a fost look-ul meu de seară de astăzi, pe nuanțe de maro, cu puțin auriu. Sper că v-a plăcut. Poate puneți și în practică. M-am apucat să strâng. Înainte să termin clipul. Ok.
Acesta a fost machiajul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Până data viitoare. Ciao, ciao!